Ce peste 50.000 de olandezi care au venit la Amsterdam Arena să vadă primul duel al lui Ajax cu echipa românească nu i-au speriat pe timișorenii lui Sabor, care au rezistat eroic. Ajax putea să dea lovitura chiar la prima fază. Pantilimon a apărat șutul capitanului olandezilor lui Suarez. Alex a fost la un pas de golul vieții. Stekelenburg era să scape în poartă mingea trimisă de el. Ajax a continuat să atace, dar lui Suarez și Sien de Jong nu au numerit poarta. Timișoara a fost din nou periculoasă înainte de pauză. Gigel Bucuri a pasat lui Parks, dar costaricanul nu a ajuns la minge. După pauză, România au ratat prin Goga, care l-a pus serios la muncă peste Kellenburg. Pantelimon a fost din nou eroul la șutul lui De Jong, iar pe final de meci Bucuri a scăpat singur, însă a fost blocat de fundașii olandezi. S-a terminat Ajax Timișoara 0-0 și oamenii lui Sabon încep să creadă în minuni. În celălalt meci din grupa A, Anderlecht s-a bătut-o cu 2-1.